Cei care au trecut în weekendul recent încheiat prin preajma Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva nu au avut ce regreta. Aici continuă să se desfășoare Târgul de Crăciun 2021, organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean, iar cei prezenți au putut asculta muzică de calitate la loc de frunte, stând colindele interpretate de grupuri de copii. Numeroși deveni prezenți în târg apreciază ceea ce se întâmplă, mai ales că anul trecut, din cauza condițiilor pandemice, manifestarea nu s-a putut organiza și simt spiritul Crăciunului chiar și în această perioadă încă delicată pe care o traversăm. Interesant! E aproape de noi și e interesant! Avem în noi credința asta și normal că dă-i noi și spiritul sărbătorilor de iarnă. Cu siguranță vine și Moș Crăciun, cu siguranță ne aduce cadouri. Foarte frumos, dat fiind faptul că de atâta timp n-am mai fost, acum 2 ani, e ok. Organizatorii evenimentului propun devenilor și celor care vizitează Târgul de Crăciun nu doar muzică de calitate, ci și o gamă variată de delicatese culinare specifice acestei perioade, oferite de producători tradiționali. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul 2021 am reușit să organizăm târgul de iarnă, cel mult așteptat de către toți locuitorii Devei. Colindători veniți din Deva, din toate colțurile județului și din afara județului Hunedoara au venit cu drag și cu bucurie să ne aducă în dar cele mai frumoase colinde. Aici, pe scena din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, unde se desfășoară târgul de iarnă în 2021. Ne bucurăm că au venit și comercianți foarte mulți care își expun aici marfa și produsele specifice sărbătorilor de iarnă. Îi așteptăm atât pe cei mici cât și pe cei mari să petreacă clipe minunate aici la târgul de iarnă. Târgul este deschis până în data de 9 ianuarie, iar colindele și alte melodii frumoase vor răsuna zilnic de la ora 18 în perioada 18-23 decembrie, dar și înainte de Revelion în perioada 29 și 30 decembrie. Intrarea la Târgul de Crăciun de la Deva este liberă, fără a fi necesară prezentarea vreunui certificat medical, iar organizatorii recomandă respectarea normelor sanitare aflate în vigoare pe perioada stării de alertă.